Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim despre economii, despre modalități de a face economii. 0728 3132. Dacă vreți să ne trimiteți mesaje pe WhatsApp, inclusiv audio, dacă ați identificat așa niște metode în ultima vreme să mai strângeți un pic cureaua. Sau, cine știe, să câștigați mai mulți bani. Că și asta este o variantă. Adică, băi, dacă tot se scumpește totul, avem două soluții ca să rămânem cu aceeași valoare, de fapt, a ceea ce câștigăm. Mai tăiem un pic din ce cheltuim sau, din potrivă, găsim soluții și câștigăm mai mult. Da, și te muți la hidroelectrică. Asta este o variantă. Da, te muți la un furnizor care îți oferă prețuri mai bune. Zic de economii pentru că britanicii, în mare, par să fi descoperit valoarea alimentelor congelate. Crește vânzarea de alimente congelate în Marea Britanie, care sunt mai ieftine decât cele proaspete, în mod evident, și cred că peste tot, cred că și în România la fel. Deci e vorba de legume congelate, pește, pizza, nu știu ce să spun, asta este. Oamenii sunt foarte atenți la valoare, declară un director general de la un supermarket foarte mare. Alimentele congelate sunt mai ieftine, sunt mai puține deșeuri. Vânzările de legume congelate au crescut anul acesta cu 10% față de anul trecut. 6%, mă rog, au crescut vânzările de legume proaspete. Deci legumele congelate se vând mult mai bine ca anul trecut. Conservele, vânzările au crescut cu 6% în termeni valorici. În Marea Britanie, inflația prețurilor, inflația la alimente a atins aproape 14% la începutul acestei luni, cel mai ridicat nivel din 2008, de când sunt strânse datele astea. 14% mi se pare că stau bine. La mine, la noi în România, am senzația că inflația la alimente este mult mai mare. Alimente e nenorocire. Da, nu știu, dar nu e uniform. Zahărul s-a dublat sau ceva, nu? Da, uleiul s-a... Este ceva îngrozitor. Triplat. Da. Și da. Noi și mâncăm mult. Da, da. Asta da. E problema. Noi și tot remarc de fiecare dată când mă duc la cumpărături, am surpriza să mai remarc câte un produs pe care îl cumpăram cu un preț, că acum e aproape dublu. Nu 14%, nu 20%. S-au montat frigiderea în obor? Deja? Știi care e o metodă... Știi care e o metodă foarte bună, dar din păcate te strânge sufletul să faci asta, să cumperi alimente în cantități mai mari. Adică să nu cumperi 100 de grame de felii de sălămior sau 100 de grame de feliuțe de șuncă sau de brânză, ci să cumperi un kilogram. Așa. Sau o bară întreagă de salam. Sau o bară întreagă de șuncă. Și de atunci, ce? Pentru că prețul pe kilogram este mai mic decât prețul pe un pachet cu 6 feliuțe de salam. Te referi la cele ambalate. La cele pe care ți le feliază. La ambalate. Aia e la ambalate, altă discuție. Dar oamenii se duc și cumpără vrac și feliază cât vor să cumpere. Nu toți fac asta. Pentru că nu toți mănâncă un kilogram. Eu nu pot să cumpăr o bară întreagă. Dar de nu cumpăr o bară, îți feliază din ea o doamnă. Fii atent. E complicat acolo. Știu ce zici. Trebuie să stai la coadă, să aștepți. E lume, nu știu ce. Doamnele alea sunt puține, clienții sunt mulți. E complicat. E mult mai eficient să cumperi o plic de la așa. Da, categoric. Da. Dar diferența mare se face la mâncare gătită. Acolo se face diferența și o foarte. Adică cum? Adică dacă faci mâncare acasă... În loc de restaurant? Ciorbă, nu, în loc să comanzi. Oamenii comandă acum tot mai multă mâncare și s-au obișnuit așa din vremea pandemiei. Între timp prețurile au crescut, dar oamenii au rămas cu obiceiul ăsta. Da. Firmele astea de livrat mâncare au și adaosuri mari și... Cu 25 de lei faci o ciorbă? Zdravă, nu faci o ciorbă. Da. Am scăpat la mâncare. Ba nu, faci și cu puțină carne. Niște tacâmuri. Nu multă carne. Da, faci, care-i problema? Vă spărați. V-am scăpat la mâncare? 0728 3132. Mesaje pe WhatsApp. Dacă aveți soluții sau propuneri sau idei de reducere a cheltuielor, metode de economisire, transmiteți-ni-le. Ne face plăcere să le difuzăm. Și pentru alții facem aici un seminar. Cum să rămânem cu mai mulți bani de la salariu. Da. O gospodină din Târgoviște, Iuliana, ne atrage atenția că real list vorbind, prețurile față de anul 2020, deci de acum 2 ani, da. În cel mai fericit caz doar s-au dublat. Zice că gătește zilnic și e foarte atentă la cumpărături și că în 2020 zahărul era 2 lei, uleiul 3,70 lei, acum zahărul e 6, 6,5, uleiul 10 lei și așa mai departe. Da. În ceea ce privește ideile bune de economisire, e absolut genială ce a venit de la Cătălin din Buzău.
El spune că secretul ar fi să te combini cu 2-3 vecini și să faci felul 1 și felul 2 pentru 6-10 persoane cu 100 de lei. Ce tare! Ce mișto! Ce drept, cu cât gătești cantități mai mari, cu atât este mai ieftină porția. Bine, mă, și cine ia aripioara și cine ia pieptul? Cine ia copănelul, cine ia spatele? Hai, mă, lasă că poți să gătești numai serios, cu piept, de exemplu, tu sau numai cu pulpe. Faci tu ciorbă numai cu piept. Asta e cam bede cu peștere, cu capul și coada, nu? Tu nu știi că nu te-ai uitat la BD-ul. Dar tu știi filmul ăla când din afară. Și-au cumpărat un pește și l-au împărțit și era discuția cine ia capul și cine ia coada și cine ia mijlocul. Adevărul că faci de o petrecere în fiecare zi, te întâlnești în uscătorul blocului, da, corect, pui o masă lungă. Am pornit de la faptul că în Anglia se cumpără mult mai multe produse congelate și ăsta e un fel în care ei economisesc bani. Am primit mesaj și din Germania cu imagini cu frigidere de produse congelate care sunt cu multe rafturi goale. Aha. Și ne scrie ascultătorul nostru că acolo e o apetență veche pentru produse congelate, că păi interesează doar berea să fie proaspătă, da, în Germania. Și asta e, mă, tradițional, britanicii cumpără produse proaspete în timp ce produsele congelate sunt mai populare în restul Europei. Dar Ionuț ne atrage atenția că regula asta nu este universal valabilă. Spune că el a cumpărat păstrăv congelat de la supermarket cu 47 de lei, pentru că era închis raionul de pește, uh-huh, unde de obicei este 35 de lei kilogramul. Da, trebuie să fii atent. Deci era semnificativ mai scump cel congelat și spune că a avut un gust groaznic și că i l-a dat cățelului. Că nu i-a plăcut deloc păstrăvul. Am observat și eu congelat. Asta. Am vrut să iau, l-am dat un fileu, două fileu de somon și alea congelate, băi, erau uriaș de scumpe. Și Dumnezeu, li se întâmplă. Erau mult mai ieftin la pescăria din supermarket. Uh-huh. Iar, da, bine, astea sunt chestii de strategii de vânzări, de volume, de adică diferă situațiile. Uh-huh. Dar uite, o altă metodă de economisire vine de la Bianca. Ea ne spune că e regula cea mai importantă, cea a cantității mai mari, da? Aha. Și că o porționează și o pune la congelator. Și eu, da, de exemplu, fac ragu, fac, sunt lucruri care se pretează, da, nu orice se pretează să pui la congelator. Și ea zice, uite, m-am interesat de prețul cărnii de porc, că tot vin sărbătorile și îmi cumpăr un porc de 100 kg la 12 lei kilogramul. În decembrie prețul va urca sigur pe la 20 de lei kilogramul în viu. Unde pui un porc de 100 de kilogramul? Oamenii îl porționează. Da. Și unde pui 100 de, mă rog, nu sunt acum 100, da. Acum depinde, la țară îl pui la garniță. Which is... Aha. E visul meu să am și eu într-o zi o țară și o garniță. Și am găsit răspunsul la... am găsit răspunsul la... cum, să nu cumperi un kilogram de șuncă, na, că se strică și cu cantitatea mai mare, da? La detergent. Uite, m-am gândit. Una e când cumperi 6 litri de detergent, una e alta e când cumperi un litru. A, categoric, de da. Vezi? Îți merge minte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.